9:10, culinaria, suntem în direct și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Ediție extraordinară astăzi cu sous-chef Da, ca George să mă faceți de râs și pe Facebook, cu alte cuvinte. Da. Am înțeles. Neața, Vlad! Salut, îl facem marmiton pe Zap. Tot în ordine la tine acolo? Eu l-am numit deja sous-chef. Sous-chef. Marmiton. Dacă permiți. Începem cu marmiton și mai vedem. Păi, eu cred că ediția de astăzi ar fi trebuit să fie despre ce urmează să gătești în următoarele zile, cât o să stai doar în casă. Că văd că ți arde de Caterinca, dar bine-ți face. Păi, hai, începem cu o omletă. Ideea în felul următor. George a trecut de nivelul, dacă îmi permiți, a trecut de nivelul de marmiton în momentul în care a făcut chiș. Adică dacă ai făcut chiș, nu mai, deja ești un pic mai sus. De două ori am făcut și de atunci n-am mai făcut. Și mie îmi place că e un băiat ambițios care, uite, a ascultat tot ce vorbim noi aici de ani de zile și a remarcat că noi n-am făcut niciodată pulled pork. A făcut Vlad odată, cum? A făcut Vlad odată. Nu. N-am făcut pulled pork niciodată pentru că trebuie să organizez o petrecere pentru asta și n-a fost, adică erau niciodată alte lucruri de gătit la petrecere înainte. Pulled pork se face mult și na. Deci sunt singurul din studioul ăsta care a făcut pulled pork? Da, da, e primit și short. Bine, ce am făcut eu sper că se numește pulled pork, pentru că am plecat la supermarket de unde am luat niște pulpă de porc. Vlad mi-a recomandat atunci să iau niște ceafă, că e mai, ceva mai grasă. Normal. Și cred că bine aș fi făcut, că în ceea ce mi-a ieșit mie aș fi mai avut puțină nevoie de grăsime. De grăsime. Tu îți spui niște untură. Da, am luat o pulpă. Nu, ceafă de porc cu os trebuia. Ceafă de porc cu os era bună. Da, asta mi-a zis. Ok, era gras bine. Da, merge și cu pulpă. Prietene, pentru depășirea fazei de marmiton este lăudat. Așa. Toate rețetele pe care le-am urmărit pe internet spuneau că am nevoie de un sos. Ori treaba asta mie mi se pare cel mai greu lucru din lume. Să mă apuc să fac un sos indiferent despre ce vorbim. Indiferent cât de simplu e sosul, mie mi se pare că dacă n-ai talent să faci chestia asta, mai bine nu te baci. Mai țineți minte când am mers la Vlad și m-a pus să fac cu lămâie și cu numai știu ce, ce sos mai pus? Păi mulți te-a pus să faci de salată. Așa. Așa. Am mai încercat-o după ce am fost la Vlad. Te face marmitor. Credeți că mi-a mai ieșit vreodată? Niciodată nu mi-a mai ieșit. Așa că am fost cu minte și de la supermarket am luat și niște sos barbecue. Da. Iar când am ajuns acasă, am luat bucata aia de pulpă, da, am uns-o cu sos barbecue, am aruncat sare și piper pe ea, da, am învelit-o în folie de aia transparentă, da, și am pus-o două ore la frigider. Transparentă? Transparentă? În folie. Păi de ce? Trebuia să de fie... plastic? Da. Nu cred. Bă, da, așa am făcut. Ai gătit pulled pork în folie de plastic? Nu, mă, stai puțin, am pus-o așa și am băgat-o la frigider două ore. Ah, am crezut că ai băgat. După aia, știi, Zaf. Deci după ce am gătit-o 6 ore în folie de plastic, avea chestia, era ușor elastică. Exact. Bine. Era mai greu de mestecat. Eu am rămas șocat acum că amândoi m-ați întrebat transparentă și mă gândeam, zic, bă, o fi trebuit să fie mată, știi, adică... Nu, ok, deci stai, hai să revenim. Deci tu ai luat carnea de la magazin, da, dar sare și piper. Am uns-o cu... Nu-i puțin lucru, ai uns-o cu sosul barbecue pe care l-ai cumpărat tot de la magazin. Am pus-o în folie. Ai înfoliat-o în folie alimentară transparentă. Da. Și am dat-o la frigider... Două ore. Bun. Dacă mă grăbeam un pic, ar fi trebuit să o las 24 de ore. Da. Dar am pus-o 2 ore acolo. Și asta cu minte. Nu zici că n-ai pus-o. Da. Am scos-o de acolo, am pus-o într-un vas. Da. Și am băgat-o la cuptor. După ce în prealabil ai scos, sperăm cu toții, folia. Am scos folia. Asta. Folia a fost scoasă. Okay. Aruncată la gunoi, s-a dus. Da. Și la cuptor ai pus-o neacoperită? Puiată? Trebuie să, tot la recomandarea lui Vlad, am pus hârtie de aia de copt, de, nu de copt, de gătit. Aici era întrebarea noastră cu folia mată. Nu, am pus hârtie din aia și am pus-o deasupra și am acoperit-o. După aceea am pus și capac. Ai învelit-o, plăpumiară. Am învelit-o și am pus și capac la vasul respectiv. Și am lăsat-o acolo 150 de grade. După vreo 4 ore m-a sunat Luca. Da, eram zice, foarte curios, zic, ce faci, mă? Ce-ai făcut, mă? Și zic, stai un pic, că m-am uitat acum 5 minute la ea în cuptor, am dat așa, am împuns-o un pic și zic, eu nu cred că e altfel decât cum am băgat-o. Așa am avut eu senzația atunci. Dar am mai lăsat-o și am, după vreo 5 ore am verificat-o, aveam de gând să o las 6, că așa scrie la carte,
dar am scos-o după 5 ore și era perfectă. Pentru mine a fost o experiență de neuitat, că l-am sunat să-l întreb dacă i-a ieșit și zice, băie, de 4 ore în cuptor, dar nu... nu dă niciun semn. Da, nu progresează. Și zic... zic, mai vezi, poate nu-ți merge bine cuptorul, poate e temperatură prea mică, zic, dă-o mai tare un pic și mai vedem. După care, Ionina m-a îndrăznit să-l întreb nimic, zic, săracul de el s-a și chinuit să... Ați auzit câte eforturi a făcut, a cumpărat-o, a dat cu sare, adică na, muncă. Și grătar. Zic, nu-l mai întreb că îl necășesc. După care, la o oră după această discuție, cam o oră jumate maxim, vine mesajul lui George. Except, n-am mâncat în viața mea asemenea pulled pork. Și eu, mamă, eu prima oară am crezut că e Caterinca, știi? Că de-abia am spus astea cu o oră că e tun. Zic, face la mișto, zic, nu i-a ieșit deloc și s-a dus și a cumpărat. Da. După care a confirmat băiatul că deci, s-a petrecut ceva miracol în cuptor în probabil ultima oră. Probabil că și la 4 ore era ceva acolo, dar nu m-am prins eu. Da, dar după 5 ore am scos-o și dacă bagi furculița în ea, se face fâșii exact cum vezi la manual. Ace. Da. Păi ei mai folosești niște... Eu am folosit sosul ăla de barbecue și niște sos de muștar. Câte tuburi de sos barbecue? Un tub, aproape un tub. Dar data viitoare, având în vedere experiența asta, am de gând să mă apuc și de un sos, ca să iasă un pic altfel. Eu zic totuși să mai încerci de câteva ori cu sos din comerț. Și după aia mai vedem. Mai vorbim aici, ne mai sfătuim. Acum, dacă faceți după rețeta mea, să nu vă supărați prea tare. Hai puțin. Da. Ăsta zap, pulled pork, cum ai făcut, ăsta e primul pas. Da, păi adică primul pas, am vrut să văd ce se întâmplă, că na... Și după aia cum ai mâncat? Adică cu ce? Descrie-ne. După aia am luat niște chifle. Așa. Am pus pulled pork-ul pe chiflă, mă rog, în mijlocul chiflei. Îi merge mintea, nu? Am mai pus niște sos barbecue și, cum spuneam, niște sos de muștar am găsit și am cumpărat super, super bun. Și am mai luat niște roșii cherry. Și le-am tăiat micuțe așa și am pus tot pe porcul ăla. Și mi-a plăcut tare mult. Să încerci cu o salată de varză, chiar și varză murată. N-avea o salată de varză, era criza. Castraveciori mure. Da, eu am înțeles chestia asta, dar nu vă luați de mine, că eu ce am făcut acolo, am vrut doar să văd ce se întâmplă. Da, tu trebuia să faci la ce cantitate ai avut, câte chile de carne. Un chil jumate. Deci trebuia să faci circa 25 de sandvișuri. Exact. Cu diverse combinații, cu salată, cu roșii, cu... Ce ai făcut cu carnea aia? Mai e congelată? Nu, s-a terminat. Am terminat-o a doua zi. Ai mâncat un kil jumate de carne fără nimic? Împreună cu familia, ca să zic așa. Da, cred că fetele au rupt. Fetele ce au mâncat un kil, el a mai ciugulit ca bucătarul, știi cum e. Am mâncat-o după a doua zi, am mâncat-o singur, recunosc. A fost foarte bună. Ce bine, mi-ai pus-o pe pâine, ai luat-o de acolo. Bine, hai să rămânem la tradiționalul... Poftă bună. Poftă bună. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.